Aceleași urări de bine le adresez tuturor colegilor, parlamentarilor, primarilor, consilierilor județeni, consilierilor locali, dumneavoastră tuturor care sunteți astăzi într-un număr atât de mare la această adunare generală. Încă o dată vă mulțumesc tuturor dornenilor, împulungenilor, rădăuțenilor, fălticenilor, sucevenilor că ați venit astăzi la Câmpulung Moldovenesc să-l cunoașteți pe viitorul președinte al României, Klaus Iohannis. Domnule președinte, Bucovina de Munte a fost dintotdeauna liberă. Oamenii aceștia n-au cunoscut ceapeurile comuniste. Tot ce vedeți dumneavoastră în jur, păduri, pășuni, islazuri, sunt a lor, au fost a lor și vor fi a lor, proprietari de viață. Este un ținut binecuvântat de Dumnezeu. Este un ținut al istoriei, a tradițiilor, obiceiurilor. Este o zonă a mănăstirilor. Este o zonă binecuvântată de Dumnezeu. Municipiul Câmpulung Moldovenesc este așezat la poalele masivului Larău, cu acele frumoase și cunoscute pietrele Doamne. Acea legendă la care domnița lui Petru Rareș ar fi ascuns acolo, în masivul Arău, o comoară de aur. De aceea v-am spus, suntem o zonă binecuvântată de Dumnezeu, domnule președinte. Încă o dată mulțumesc tuturor participanților la acest eveniment. Este o onoare pentru mine ca primar, este o onoare pentru Câmpulungeni, pentru toți sucevenii, că avem astăzi, pe această scenă, cei mai importanți oameni politici de la București. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult tuturor parlamentarilor. Încă o dată le spun primarilor și dumneavoastră tuturor. Pe data de 2 noiembrie vă îndemn să veniți la vot și să votați Klaus Iohannis, viitorul președinte.
zile? Există vreun bucovinean cu dragoste de patrie? Există vreun bucovinean în sângele căruia să nu curgă o picătură din sângele voivozilor Moldovei și să nu-l voteze pe Klaus Iohannis? Acesta este răspunsul pe care îl așteptăm. După 25 de ani în care ne-am strigat durerile în toate părțile, după 25 de ani în care am bătut zi de zi la ușile mai marilor, niciodată deschizându-se pentru noi, avem dreptul bucovineni, ieșeni, moldoveni din toată țara veche. Avem dreptul odată pentru totdeauna să fim nu doar auziți, să fim ascultați și să fim respectați. Aceasta este ceea ce ne poate da Klaus Iohannis și mă bucur că pot fi alături de Klaus Iohannis, de Vasile Blaga, de toți colegii noștri din Marele Partid Național Liberal, ca să putem avea în fruntea țării omul de care avem nevoie. Îl votăm pe Klaus Iohannis și pe 2 noiembrie și pe 16 noiembrie. Noi avem datoria să învățăm un cuvânt nu doar pentru noi cei care ne găsim aici, ci pentru copiii noștri, indiferent unde sunt ei răzvețiți din țară sau stând acasă și așteptând să fie angajați undeva. Datoria noastră este să reînvățăm cuvântul victorie, pentru că victoria va fi a noastră, și să învățăm să o onorăm așa cum am învățat să fim români cu toții. Câte locuri în România există ca Bucovina? Niciunul. Și noi, cu toții cât suntem aici, în această piață, cu toții cât se găsesc din Valea Dornelor până în nord, pe Darabani și Siret, cu toții avem datoria să arătăm că suntem cei mai buni români aici, în Bucovina și în Moldova. Ne cunoaștem de multă vreme și întotdeauna am primit ca moldovean lângă voi și ca ieșean lângă fiecare locuitor al Bucovinei. Ne știm de ani de zile și întotdeauna ați avut încredere în mine. Vă cer pe drept cuvânt ca în noiembrie încrederea pe care o aveți în mine să o aveți în Klaus Iohannis. Votați Klaus Iohannis! Bună seara, Cutnapăr! Îmi face mare plăcere să vă salut aici, la dumneavoastră, în câmpul lung moldovenesc, în cele două limbi care mi-s cele mai dragi, limba română și limba germană. Dați-mi voie să salut pe doamnele și domnii președinți, copreședinți, primari, care au rămas cu noi. Este pentru mine o mare bucurie. Vin în Bucovina cu vin acasă, rar, dar îmi place. Vă dați seama că merg rar acasă, fiindcă în ultimele luni de zile am încercat să văd toată țara și mi-a plăcut foarte mult, poate cel mai mult mi-a plăcut de fiecare dată în Bucovina. Sunteți oameni minunați, sunteți oameni harnici și se vede că dumneavoastră știți ce vreți. Vă felicit pentru acest lucru. Sunteți mulți, sunteți hotărâți și vă spun, împreună vom reuși. În aceste deplasări pe care le fac, întâlnesc foarte mulți oameni care
vin spre mine cu speranța schimbării. Vin spre mine cu speranța schimbării modului în care se face politică în România. Acest lucru pentru mine este extrem de important. Vreau să schimb felul în care se face politică în România. Și iată că astăzi, în aceste zile, vedem foarte bine unde ne-au adus 25 de ani de scandal, de gălăgie inutilă. Ne uităm la televizor și ce vedem? De dimineața până seara, vorbe goale, corupți duși la procuratură, un PSD care nu a reușit să facă decât circ. V-ați uitat ieri la televizor acel circ ieftin cu autosuspendările? Păi ăsta e partid serios care guvernează România? Cu Victor Ponta în frunte. Am spus mai de mult și am fost acuzat că nu o fi chiar așa. Victor Ponta în frunte, care este un om manevrat. Este un om al găștilor de partid. Și niciodată nu s-a văzut așa bine ca ieri și astăzi. Ați citit știrile? Nici n-a plecat bine din partid și deja s-au aruncat toți ca lumpii să se certe pentru conducerea partidului. Ăsta e PSD-ul care vrea să ne conducă. Ăsta e Victor Ponta, manevrat de structuri, care vrea să fie președinte. Vă întreb, vă merge mai bine de când este Victor Ponta prim-ministru? Și atunci, credeți că o să vă meargă mai bine atunci când va fi Victor Ponta președinte? Iată că lucrurile trebuie să se schimbe. Trebuie să facem lucrurile altfel. Și vă spun, de data aceasta avem leac pentru această boală a politicii românești. Acest leac se numește simplu România lucrului bine făcut.